găsit ceva foarte tare și aici vreau să mâncăm hawaiian chestii. Wow! Deci nu vreți să știți în ce fel miroase. Vreau să mănânc chestia asta cu sos creol, Doamne! Fetele s-au așezat deja. Salut! Sans alcool. Répète. Voilà. Vous êtes très très sympathique. On va prendre beaucoup de nourriture. Păi nene, știți cum mirosea în stradă? Miroase... Trebuie să văd, să întreb. Ce mirodenii folosesc ăștia sosuri creole? Adică... Doamne! Abia aștept să vă arăt cum arată mâncarea, fiindcă am văzut la unii în farfurie, dar mi-a fost rușine să mă duc să filmez. Ar fi fost chiar culmea să mă duc la oameni, știți, pot să filmez și eu la voi în farfurie. Dar am intrat și noi să mâncăm. Și-a luat Zaraza nuggets, un sos care pare foarte bun, care are tot felul de condimente. Da, ia adus și ketchup. Merci! Merci! Arde? Da. Clătite de banana plantain cu sos guacamole. Ne-a adus și pâine. Iar mama are acolo crustian de somon. Asta este doar antreu. Ia. Trebuie să-l stau aici. Mama. Cred că e foarte bun, nu l-am gustat în fel. Ia să vedem. Cum e? Delicios. Te rog să gusti. Vai, dar arată super bine. E delicios. Încercăm crustianul de somon. Doamne, cât de bun e. Am făcut o alegere excelentă pentru prânz. Iar guacamole-ul ăsta este plin de coriandru, care este verzitura mea preferată. Am intrat doar după miros și am făcut o alegere excelentă. Dacă ăsta e antreu, nici nu vreau să-mi imaginez cum o să fie felul principal. Să mâncăm. A venit plaul lui mama. Doamne ferește, banana plantain cu orez și peștele ăsta cu sos. Doamne, în ce fel poate să arate? Aici avem cabio în sos creol. Deci nu știu să vă explic cum e sosul ăsta, cum miroase. Aici am o banana plantain din aia care aștept să se răcească. Arde acum foarte tare. Deci așa ceva. Sosul ăsta, sos creol. Nici nu mai întrebe carne, e... Doamne ferește! Doamne, cu cocos, cu condimente, cu... rău! Și tocmai mi-a dat stărări.
repost pe Instagram. Am aici peștele de la mama. Pe care iau cu niște orez de ăsta cu sos creol. Mi-am găsit mâncarea preferată, deci nu are nicio treabă nici cu indianul, nici cu asiaticul, nici cu nimic, deci bun rău de tot, bun rău de tot, gata. Mă duc în Creolia. Bun rău, doamne. Iar ăsta al meu? Stai așa. Ăsta e cabio, ce ai zis mama că e cabio cod? Parcă da. Asta ne lipsește din București. Restaurant Creol. Doamne, s-a terminat, deci s-a terminat, gata, nu mai pot, gata, hai. Stinge că trebuie șef. El e șeful, el a gătit toate lucrurile astea bune. Vous êtes tous, c'est quoi comme spécifique, c'est Creole, ça vient d'où? Oh, ça a un mélange avec Creole, cubain, français, un petit peu tout mélangé. Franchement, j'ai jamais mangé aussi bon. Le poisson là, c'est tilapia. J'ai même pas entendu parler de ce poisson. Oui, c'est un poisson que l'on a fait un travail dessus parce que c'est un poisson de l'eau douce, des vaches. On a fait un sauce en velouté de coriandre, on l'a fait mariner. Le coriandre, c'est mon préféré. Voilà. J'ai senti le coriandre même dans le guacamole. Ouais. Et là, la sauce créole. Là, on est là, sur du poivron, du gingembre, de lait de coco et des piments d'Espelette. Oh, voilà. Ça, c'est la touche française, ouais, le piment d'Espelette. Franchement, magnifique. Je ne me suis pas imaginé que je peux manger assis bon là. C'est le dehors qui nous a fait rentrer. J'ai senti le dehors de la sauce. Merci là. Beaucoup. Et j'ai dit là, il faut manger, là, maintenant. Merci. Et je ne regrette pas. Donc voilà, c'est le chef qui nous a cuisiné. Et chefful care ne-a gătit tot ce ați văzut aici. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il est célibataire, ma mère aussi. Je peux faire la maman. Ah bah voilà. J'habite à Paris, chef. Voilà. Donc voilà. Je reviens manger avec ici. Merci. Merci bien. Merci. Merci. Bon appétit. Îi găsim și lui mama bărbat. Băi, și bucătar. Și bucătar și cu babezi. A? A? Gips. Cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o până acum în această vacanță. Ce vrei să zici tu? Dacă poți să mute măștea cu asta, mama, uite ce ți se întâmplă. Ce?
se poate așa ceva. Îl aveam în plan și pe Pierre Hermé astăzi, dar efectiv nu mai pot. Fetelor, voi mai puteți ceva? Dacă tot am ajuns la Pierre Hermé, am mai putea. Eu am garnita de genunchi. Wow! Grom. Wow. Hi. Cum o fi să te trezești în hotelașul ăsta și să ieși aici pe balcon și să ai toate privelițele astea? Am ajuns iară aici unde se cânta jazz cu două nopți, deci avem Lake Jam Jazz de la 11:30. De un oraș Botoșan. Așa? Pe care am cântat-o la această masă de oameni, la o terasă. Și ce le transmiteți românilor în România care or să se uite? Le transmit multă sănătate. Aia e cea mai importantă. La familia lor și tot ce-ți gândești în viață. Mai bine. Așa să fie. Doamne ajută. Doamne ajută la toată lumea și la toată populația. Să fie, să nu mai Doamne fie ajută. Virus din ăștia boli. Așa, Doamne ajută. Să fie lângă toată lumea, da. Doamne ajută. Doamne ajută. Da, să rămână o zi bună la toată lumea. Ceau. Mulțumim.